La Sibiu, ca în întreaga țară, pe 15 septembrie a sunat clopoțelul unui nou început de an școlar. Primarul municipiului Sibiu, Claus Iohannis, a ales ca pentru acest moment important să se afle alături de colegii săi profesori, alături de elevi și părinții lor, la școala gimnazială numărul 18 din Sibiu, școală renovată și modernizată anul trecut. În fiecare an, prima zi de școală este o sărbătoare. Și pentru elevi, și pentru părinți, dar și pentru noi din administrația publică locală. Pentru noi, primăria municipiului Sibiu, Consiliul Local, școlile sunt foarte importante. Probabil, școlile sunt cea mai importantă preocupare a noastră. Și faptul că am venit astăzi, domnule director, aici la școala 18, la deschiderea anului școlar, este pentru a arăta că sunt impresionat de cât de bine ați reușit dumneavoastră, colectivul de conducere, colectivul de cadre didactice, să dezvoltați această școală. Este o școală de cartier. A fost o școală simplă, dar cu rezultate bune. Iată că doar în câțiva ani s-a reușit transformarea școlii 18 într-un model. Un model nu numai pentru Sibiu, ci și pentru mulți alții. La deschiderea anului școlar, primarul Claus Iohannis le-a adresat câte un mesaj părinților și profesorilor de la școala 18. Părinților, nu pot să le spun decât să fie bucuroși și mulțumiți că își trimit copiii la această școală. Învățătorilor, profesorilor, colegilor mei, le doresc un an școlar foarte bun. Profitați din plin de aceste condiții excepționale și veți avea în continuare rezultate dintre cele mai frumoase. Și vă felicit pe dumneavoastră și conducerea școlii pentru rezultatele menționate de dumneavoastră, domnule director. În plus, pentru elevi, atât pentru cei din Sibiu, cât și pentru cei din țară, Claus Iohannis a avut un singur îndemn. Iar pentru voi, dragi elevi, un singur sfat. Învățați, învățați, învățați. Vă doresc un an școlar bun!